Am spus că este o dezbatere tehnică pentru pregătirea sezonului estival. Aceste întâlniri vor continua și după data de 1 mai. Vor mai fi două întâlniri imediat la Ștefan, undeva spre sfârșitul lunii mai și încă una în primele 10 zile din luna iunie. În așa fel încât să tragem concluziile și sperăm să fie un sezon estival mult mai bun față de anul 2016. Și sper ca de la anul la an calitatea serviciilor și pregătirile sezonului estival să fie mult mai bune. Sunt puțin dezamăgit că nu foarte mulți privați au răspuns pozitiv acestor invitații, lucru care l-am observat și zona de sud a litoralului. Și ar trebui să fie o colaborare mult mai bună între privat și instituția publică centrală. Am venit astăzi împreună cu colegii din administrația publică centrală, dar și cu colegii din administrația publică locală. Venim în fața dumneavoastră să răspundem întrebărilor pe care trebuie să ne le puneți, că sigur sunt anumite chestiuni tehnice ce trebuie să rezolvate de cele două părți, că vorbim de central sau de vorbim de local. Chiar dacă vor fi niște întrebări, poate câteodată nu mai împietoare așa, trebuie să facem față, să răspundem și să ne pregătim și să fim pregătiți pentru a primi turiștii pe litoralul Mării Negre. O să dau cuvântul, în primul rând, celor din instituțiile publice centrale și o să încep cu colegii din Ministerul Afacerilor Interne, mai exact cu domnul director al Direcției Poliției Rutiere din cadrul IGPR, cu domnul Brăcean. Vă mulțumesc! Da. Mulțumesc, domnule ministru, că m-ați invitat. Sunt directorul Poliției Rutiere, așa cum a prezentat domnul ministru, reprezint Inspectoratul al Poliției Române pe toate palierele, pentru că eu vin în Ministerul Afacerilor Interne, Jandarmeriei, GSU. Cum am spus și ieri, principalele probleme sau principalele lucruri noi le cunoaștem. Vom desfășura în principiu cam aceeași activități ca și în anul anterior sau în anul anterior. Vom avea polițiștii detașați, polițiști de ordine publică, polițiști de investigații criminale, polițiști criminaliști și polițiști de ordine publică în patrule, pentru patrulele de ordine publică și pe momente punctuale și polițiștii de poliție rutieră când avem elemente importante și de amploare pe raza dumneavoastră. Problemele, după cum spuneam, le cunoaștem, aglomerațiile care le avem la sfârșit de săptămână pe autostradă, în stațiune, în Mamaia care se blochează în fiecare vine seara, sâmbătă seara, duminică seara. Noi încercăm să le rezolvăm și cu forțe de plan local, avem aici și Inspectoratul de Poliție pe Electric Constanța. Deocamdată cam atât, dacă aveți întrebări la momentul respectiv, vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc, domnul ministru. Domnul comisar șef de poliție Ștefan Sărbujescu, care este directorul Direcției Operații din cadrul Direcției Generale Management Operațiunii. Putem asigura
cumva în apropierea tuturor punctelor vulnerabile identificate de către aceștia. Nu, în ultimul rând, aș face câteva precizări legate de traficul la zona de frontieră. Ne așteptăm ca în această perioadă să fie intensificat traficul în zona județului dumneavoastră, având în vedere activitatea crescută a litoralului nostru, atât pentru turiștii români, cât și pentru turiștii străini care vor intra și vor ieși de pe teritoriul național. Pentru alte detalii, de asemenea, în ceea ce privește concepția care Ministerul Afacerilor Interne a gândit această misiune, vă stau la dispoziție și vă voi răspunde cu mare plăcere. Mulțumesc! Ca în fiecare an, jandarmeria română are în vedere două pachete de executare a misiunilor, un parteneriat cu colegiul șef la poliție, cel de menținere, cel cotidian, și cel de asigurare a ordinii publice, unde discutăm despre marele conflict al litoralului, acele festivaluri care amintea și domnul comisar șef să răspundă mai devreme, cu apariția de firmament în anul acesta unei noi convocări pe acest festival în SIS sau Antonul Unic, este numit el. Vă asigurăm că, din toate punctele de vedere, avem capacitatea să acoperim litoralul RNB și să asigurăm o permanență în gradul de siguranță necesară turiștilor și pe lângă turiști al cetățenilor județului Constanța. În funcție de necesități, ne putem recalibra sau repoziționa dispozitivele și efectivele pe care le avem, să zic așa, în administrare. Nu pot să fac misiuni, dar nici nu mă dau într-o parte de la comite o siguranță la fel de răspută ca și în anii trecuți. Pentru orice altul noi, vă sunt la dispoziție. Vă mulțumesc de mulțumesc. Domnul Florea, vicepreședinte ANAF, care are coordonare Direcția Antifraudă. Vă mulțumesc, domnule ministru, bună ziua. Direcția Generală Antifraudă Fiscală are ca principal scop combaterea oricăror forme de fraudă fiscală și evaziune fiscală. După cum știți, noi am fost prezenți și în sezoanele estivale trecute și în acest sezon avem în derulare o serie de analize de risc și activități de documentare în vederea desfășurării unor linii de acțiune. Controlele se pot desfășura de așa manieră încât să perturbe cât mai puțin activitatea contribuabilului. De asemenea, Direcția Generală Antifraudă Fiscală pe site vă puteți adresa la TED Verde în vederea semnalării oricăror forme de evaziune care considerați că afectează mediul concurențial din zona Litoralului. Domnul primar Florin Chelaru, deja la cei 2 metri am putut să mă simt un pic așa strânjenitor la față de dumneavoastră. Așa că o să vin. Să vizit la această zonă. Orașul Năvodan este orașul care, deși nu este turistic, la acest moment pregătește tot dosarul pentru a deveni stațiune turistică. Acest lucru este important pentru mine și important pentru Năvodari. La acest moment am pregătit în derulare mai multe proiecte care vizează strict turismul din zona orașului Năvodari. Și anume, pe PNDR au mai multe proiecte care țin strict de infrastructură plus tot ce ține și de canalizări de apă, de utilități. Adică toată zona de litoral va fi, dacă mă ajută Dumnezeu, o voi, să spun, moderniza. Anul trecut, terminând pusul pe orașul Năvodari, acum, întreaga zonă este în construcție. Eu cred că va deveni o zonă de interes și sper, în viitorul apropiat, să tindă către stațiunea Mamaia. Ca și primar al orașului, îmi doresc
foarte mult să vin în sprijinul tuturor celor care consideră că la înălbătare pot să-și dezvolte o afacere în domeniul turismului. Niciodată nu am pus, să spun, piciorul, dar întotdeauna găsesc soluții sau caut soluții și de aceea mă întreb către toți agenții economici să vină la dezvoltare, pentru că orașul este în plină dezvoltare. Este adevărat că noi am făcut și promenada, este un alt punct turistic. Am modernizat drumul Năvodar Mamaia, tocmai pentru a avea atât pentru orașul Năvodar, cât și pentru Mamaia, bineînțeles, una din intrările principale. Sincer, am depus un alt proiect pentru răcirea podului al doilea din Năvodar, tocmai pentru fluidizarea traficului. Iar, cel puțin săptămâna viitoare, voi avea două proiecte de hotărâre în care voi reglementa atât construcții pe perioada sezonului estival, dar și numărul de parcări pe care le impun, astfel încât să creăm un climat turistic mai propice. Îmi doresc ca orașul Năvodar, în viitor, să devină stațiunea turistică care să poată să aducă, să spun, o bunăstare nu doar pentru Năvodăreni, dar ci pentru toți cei care cumpără apartamente în zona noastră. Mulțumesc și doamnă Dumnezeu de Iisus. Domnul primar al municipiului Constanța, domnul Deci Patru Medel. Sărbunea doamnelor, sărbunea doamnelor. În primul rând vreau să salut inițiativa și să-i mulțumesc domnului ministru. Eu nu sunt, nu trăiesc aceeași dezamăgire ca dumneavoastră, pentru că mă uit în sală și pentru mine nu contează cantitatea, contează calitatea celor prezenți. Și știu că aici sunt oameni de turism cu experiență, oameni care știu mai bine ce au făcut. Și am venit aici tocmai pentru a susține un efort de unire, de unirea efortului. Pentru că multă vreme am fost separați cu toți. Autoritatea locală, autoritatea centrală, privat de public, ori cred că în momentul de față, odată cu înființarea Ministerului Turismului, turismul devine prioritate națională. Și cred că fiecare dintre noi trebuie să vină și să sprijine, să contribuie la un deziderat comun, care înseamnă un procent cât mai mare din PIB, provenit din activități de turism. Evident că de aici, coborând la nivel local, interesele se dezvoltă. De exemplu, municipiul Constanța, care a fost declanșator, dacă vreți, pentru schimbarea teritorialului românesc, își propune să-și extindă durata sezonului. Numărul de nopți de cazare. Pentru asta, evident că avem nevoie de colaborarea tuturor. În primul rând să știm câte calitate care structura de cazare. Doi, să știm care este disponibilul de locuri de parcare. Să ne punem la punct politicile de atragerea turiștilor din ce în ce mai mult, în grupuri organizate și cu perioade de ședere cât mai mari. Iată că, plecând de la nivel național, și mă bucur că domnul ministru poate așa toată țara, coborând la nivel regional și nivel local, problemele, în loc să devină mai puține, devin mai multe. Cred că de aici fiecare trebuie să-și ia și răspundere. La nivel local, anumite răspundere, la nivel județean, alte răspundere, la nivel regional, alte răspundere, astfel că dumneavoastră să aveți viața cât mai ușoară, pentru că eu am înțeles, prin înființarea Ministerului Turismului, că nu va veni ministru să-i facă treaba primarului. Nu va veni ministru să-i facă treaba, nu știu, proprietarului de afaceri prin turism, ci va veni să facă unde există bariere în dezvoltare și să le elimine. Dacă fiecare dintre instituțiile prezente a venit și a spus cum este pregătită instituția pe care o reprezintă, eu vreau să vă spun câteva lucruri din perspectiva municipiului Constanța și, evident, stațiunii Mamaia. Dar eu vorbesc în timp, nu despre municipiul. Pentru că avem, începând de anul trecut, niște plaje largi, frumoase și pe raza municipiului Constanța, centrul istoric se transformă de la o zi la alta, într-un
numit atracție, iar interesul meu este ca să unesc cele două trupuri aparent izolate, acum câțiva ani de zile, Maia și Constanța, să le unesc între ele și să generăm dezvoltare, așa cum am făcut către Novotra. În momentul în care am scris planul integrat de dezvoltare, ceilalți colegi din primăriile din zona metropolitană ne certau și spuneau, dar de ce îi dai lui Matei atâția bani și atâtea proiecte? Pentru că există o logică să unim în sfârșit autostrada pe care o avem cu nume de centură de ocolire a patului, să o unim astfel încât să generăm dezvoltare OVG-ul, Lumina, Năvodare, profitând de polul de atracție numit Mamaia. Astăzi, tot ce se vinde pe raza oarte Năvodare, îi bracă numele de Mamaia nouă. Iată că noi putem planifica și schimba nu numai mentalități, dar și tendințe de dezvoltare haotică dacă lucrăm coordonat și planificat. Punctul acesta de vedere, pe mine mă interesează câteva aspecte. Un, siguranță. Pentru că, într-o lume în care vedem că de la o zi la alta provocările sunt de cele ce mai acute pe acest palier, salut menținerea deciziei de dislocare a unor forțe suplimentare și detașarea lor teritorială românesc. Dar aș prefera, ca primar al municipiului Constanța, o mărire de organigrama forțelor permanente. Și voi milita în permanență, în acest sens, la orice calitate. Avem o colaborare excelentă, atât cu Inspectoratul Județean de Poliție, prin structura Poliția Municipală, cu IJJ, cu Gruparea Mobilă de Jandarmi. Avem un plan unic de acțiune, acționăm întâi prin campanie de conștientizare, iar ulterior venim și intervenim eficient, din ce în ce mai eficient. Lucrul acesta l-am demarat anul trecut, anul acesta, evident, vom avea rezultate și mai bune. Dar siguranța ne preocupă, așa că, stimați domn, vă rog, transmiteți mesajul nostru, susțineți structura județeană, în special structura municipală, prin alocarea de posturi permanente. Pentru că dezideratul nostru, și aici vorbesc cu structura de jandarmi, nu este să avem un Anton mai mic, ci să avem un eveniment, un nevărsit, care va crește de la an la an și va depăși anul. Avem multe evenimente și, după cum ați văzut, începem să le ducem din mijlocul stațiunii Mamaia, înspre nord, înspre Năvodari, înspre Constanța, astfel încât să dăm un semnal că de la un capăt la celălalt, de la Sulina până la Vama Veche, suntem o mare familie și ne interesează să construim un produs turistic complet, integrat și competitiv, care se numește Dobrogea. Care are și tradiție, și cultură, și înzestrare, și are oameni puternici, oameni frumoși, oameni buni specialiști. Așa că eu am venit doar să dau acest mesaj de susținere unui proces de unificare a eforturilor. Din punct de vedere tehnic, avem multe probleme. Fiecare dintre noi, și privații, și autoritățile locale, și autoritățile centrale. Plecând de la inventarierea domeniului public și în domeniul ce cu apele române, nu știu pe unde, în graniță, de la cine are obligația să asigure aia, dar nu are voie să asigure cealaltă. Sunt multe lucruri de făcut, dar nu pentru asta, ci pentru a spune că municipiul Constanța va fi nu doar pilon în proiectul de unire, ci va fi faptul activ. Evident, sunt adeptul planificării și cred că ușor, ușor, radiografiind toate problemele, le putem structura, astfel încât cele prezintă doar un interes particular ale unui operator economic sau problemă izolată pe care o are un primar, să fie trecute în secundar sau în terțiar. În prima etapă să ne uităm la problemele sistemice, acolo trebuie să lucrăm. Și vreau să le mulțumesc, mă uit în sală și văd că sunt operatori economici foarte activi, care au făcut echipă cu dumneavoastră, domnule ministru, cu alege impozitul specific. Știu că în sală sunt multe structuri care au făcut anul trecut un comandament de succes, care nu a mai venit să facă abuzuri, să facă presiuni, ci a venit întâi să aducă la cunoștință, să lase termenele de conformare și apoi ulterior să sancționeze. Cred că suntem pe un drum bun și ține de fiecare dintre noi să continuăm pe acest drum.
Mulțumesc!